sunat sirenele pompierilor militari ieri în localitatea buzoiană Padina, acolo unde a fost inaugurat un nou punct de lucru. La eveniment a participat și Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Domnule ministru, secretar de stat, Inspectoratul pentru Situații de Urgență este gata pentru începerea festivității deschiderii punctului. Să începem de aici, așa. Subunitatea de pompieri din localitatea buzoiană Padina este dotată cu două autospeciale, dintre care una de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, echipată și cu accesorii specifice pentru descarcerare și acordarea primului ajutor medical, precum și o ambulanță SMURD. Prin deschiderea acestui punct de intervenție, timpul mediu de răspuns la situațiile de urgență se va reduce de la 45 la 24 de minute, distanța medie de la 41 de kilometri la 23 de kilometri, dar și consumurile de carburant. Subunitatea va fi deservită de 24 de pompieri și paramedici. Noi aici asistăm acum la crearea unui punct de lucru care scurtează timpul de reacție peste jumătatea timpului care a fost până acum. Gândiți-vă că în zona Padina, că să vină o mașină de intervenție, de regulă această mașină era trimisă de la Buzău, unde distanța este de aproximativ 50 de kilometri. Acum, având mașina de pompieri și mașina SMURD-ului în Padina, sunt 26.000 de locuitori din zona care vor beneficia de intervenția serviciilor de urgență mult mai rapid. Noul punct de lucru al pompierilor militari este al patrulea din județul Buzău, după cele din Pietroasele, Nehoiu și Beceni.